Măsurile luate de guvernul PNL afectează din ce în ce mai mult viața mehedințenilor. Din cauza incompetenței guvernului PNL și a deciziilor pe care liberalii le-au adoptat, cel mai mare târg din județul Mehedinți a ajuns pustiu. Imaginile sunt dezolante. Locul în care numai de vreme de săptămâna trecută erau mii de persoane este acum pustiu, iar puținilor comercianți de legume și fructe lăsați de autorități să-și vândă produsele, li se citește tristețea și disperarea pe față. Pentru majoritatea, vânzarea produselor pentru care au muncit sunt singura lor sursă de venit. Mamă, foarte rău, mâncate iar muma, că n-avem cu ce trăim, mă, te venim, uite, Marta, un sfond, o cunție, un țelină, să facem și noi un ban. Că așa, dacă stăm acasă, nu ne dă nima muma. Eu dau 3 milioane pe medicamente, că sunt operată de inimă. Și vin să faci un ban, să iau și un medicament. Și altceva e rău, muma, e rău. Să știi și, mă, dacă e foarte rău, nu judecă că țăranul de aici, muma, trăiește. Da, mâncat iar muma. Totul s-a închis, hipermarketurile floresc și din stânga și din dreapta, marfa noastră nu mai e bună nimic. Tot ce producem noi nu mai e bun, al lor e bun. Acolo nu e corona în hipermarketuri, aici este. Oamenii ăștia trebuie să-și vândă cumva produsele. Și mi se pare anormal ca omul de la țară să nu poată face un bar. Eu, din alt punct de vedere, văzând ce mă întrebați dumneavoastră, adică omul ăsta cu varză și toți ceilalți care sunt localnici și care vor să-și vândă o verdeață, un tovleac, știu eu, un praz, un ceva, ca să-și plătească curentul, nu vor mai avea posibilitatea asta. Păi ce părere să am? O părere foarte proastă din cauza PNL-ul, din cauza cui? Din cauza cui? Sunt cu varză, sunt cu varză, am varză de tăiat acasă și datorită lor că au închis. Au închis târgul datorită lor, nu am unde să o vând, pur și simplu am datorită lui Iohannis, lui... Cine o fi? Nimic n-au făcut, nimic! Nimic, că mă enervez și vorbesc cu rău, doamnă, nu-mi place, nu-mi place, datorită lor. Lumea luminată aici nu e nimeni la târg, a închis ăștia PNL-ul, a închis tot. După șase ne dau afară din casă ăștia, ne dau afară din casă. Să iese lumea pe acasă, să iese lumea, să ia de cât să ia. Nu se poate așa ceva, deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa, de târg de venea lumea luminată la târg, nu mai e nimeni, nici bună ziua nu-ți mai dă lumea, nu mai e nimeni. Părere foarte proastă, foarte proastă. De ce lumea la vot să dea PSD-ul? Dacă nu era PSD-ul, murea lumea de foame. Candidatul PSD pentru Camera Deputaților, Alin Chirilă, a transmis un mesaj ferm de susținere al producătorilor locali și critică dur guvernul pentru aceste decizii stupide. În zilele de astăzi trăim ceva ce până acum s-a mai întâmplat în România, în județul Mehedinți. Guvernul PNL a închis piețele și târgurile. Oamenii sunt afectați, fermierii, producătorii de legume, de zarzavaturi, nu-și mai pot vinde produsele în târgurile mehedințene. Oamenii realmente au început să urle. Sunt supărați, sunt afectați, nu mai au ce duce pe masa copiilor și a părinților și a bunicilor dumnealor. Guvernul PNL încearcă să dea vina pe primarii localităților în care există aceste târguri. Nu înțelegem de ce târgurile trebuie să fie închise atunci când sunt în aer liber, când oamenii respectă toate măsurile care se impun. Să poarte mască, să existe dezinfectant, dar nu înțelegem în același timp de ce mall-urile sunt deschise. Dubla măsură pe care guvernul PNL o folosește în aceste clipe grele pentru România și pentru întreaga omenire este de neiertat. Hipermarketurile sunt favorizate de liberali, în timp ce producătorii locali sunt supuși unor umilințe de neimaginat. Se pare că se încearcă distrugerea a tot ce este românesc, sănătos și gustos, iar acest lucru trebuie oprit.